În cadrul ședinței Consiliului Județean, subiectul principal l-a reprezentat referendumul care ar urma să fie organizat în această toamnă cu privire la adoptarea noi denumirea județului nostru. Astfel, dacă voturile oltenilor vor depăși 30%, va urma promovarea legii în Parlament, iar județul nostru se va numi Olt Romanați. Președintele Consiliului Județean Olt a menționat faptul că niciun document nu va trebui schimbat și că cetățenii nu vor fi afectați de această măsură. În Parlament, printr-o lege, va fi validat acest referendum. Această lege va avea două articole, articolul 1 prin care va fi validat referendum la nivelul județelor și articolul 2 că niciun act de identitate și orice alt document care ține de cetățenii din județul nu va fi schimbat automat într-un anumit termen, ci atunci când ele vor ajunge la scadență. Chiar dacă o mare parte a consilierilor nu au avut nicio obiecție cu privire la organizarea referendumului, au existat și unele împotriviri. A nu se înțelege că noi avem ceva personal cu organizarea acestui referendum sau că avem ceva personal cu cetățenii din zona de sud a județului nostru. Și aici mă refer la toți cetățenii din zona Caracal, Corabia, până la limitrof Dăbuleni și Izla spre Telorman. Dar în urma discuțiilor pe care le avem de ceva timp, odată cu declanșarea procedurilor pentru acest referendum cu cetățenii județului Olt, am constatat că sunt foarte, foarte puțini cei care doresc ca denumirea județului nostru să fie Olt Romanați. Nici pe slătineni nu încântă foarte mult schimbarea denumirii județului nostru. Ce părere aveți despre schimbarea denumirii județului Olt în Olt Romanați? Mă rog, a fost Romanați, într-adevăr, dar dacă așa s-a zis de la împărțirea administrativ-teritorială de 1968, înseamnă că lucrurile sunt corecte. Părămițarea asta nu e bună. Mai bine județe mai mari, puternice și... Deci, din punctul meu de vedere, județul Olt deja a intrat în conștiința publică. Important pentru mine nu mai e denumirea. Important e locuri de muncă pentru noi tineri. Altceva, ce vreau să vă spun. Astfel, pe data de 15 octombrie, oltenii vor decide dacă județul nostru va rămâne Olt sau își va schimba denumirea.